Suntem gata? Stimați jurnaliști, bună ziua! Este o vorbă la moldoveni. Când vrei să îngropi o problemă, creează o comisie. Dar dacă problema este mare, creează o comisie parlamentară. Așa se întâmplă acum la noi cu Comisia Specială pentru elaborarea unui program național, plan sau strategie în domeniul irigării. Stimați jurnaliști, v-am invitat la acest briefing urmare a zeci și sute de întâlniri pe care le-am avut în ultimul timp, chiar în ultimul acestor două-trei săptămâni, în Republica Moldova și m-am întâlnit cu cetățenii din Republica Moldova. Pe lângă multiplele probleme cu care se confruntă concetățenii noștri, pe lângă problemele de pandemie, în urma cărora se îmbolnăvesc cu sutele și dumneavoastră vedeți statisticele foarte nefaste, situații economice dezastroase, țăranii noștri sunt foarte îngrijorați de problemele din agricultură provocate de seceta anului curent. Se vorbește mult despre secetă, dar nu se întreprinde aproape nimic. În pofida așa numitor ajutoare pe care statul le dă agricultorilor, ei nu pot să-și înceapă lucrările de toamnă. Semănatul grâului a fost amânat cu practic o lună. Aceasta înseamnă că deja este evidentă o prognoză foarte sumbră pentru roada anului viitor. În condițiile calamităților naturale tot mai frecvente în ultimii ani, așa fenomene ca seceta, inundațiile sau altele persistă în toată lumea, nu doar în Republica Moldova. Însă guvernele responsabile nu doar au elaborat, dar deja implementează mecanisme de adaptare la schimbările climatice, care asigură roadă și mai mare decât roada anilor anteriori. De exemplu, în așa țări cum ar fi Malta, Turcia, China sau Israelul, care au deficit extrem de mare de apă, datorită responsabilității statului, datorită implementarea tehnologiilor moderne, roada se recoltă uneori de câte 4-5 ori pe an. Pe de altă parte, este revoltător că Republica Moldova, care este amplasată între două râuri mari, râul Nistru și Prut, se sufocă, iar pământurile degradează pe an ce trece tot mai mult și mai mult. Cu părere de rău, creditele și granturile acordate anterior pentru asigurarea irigării terenurilor agricole nu au fost asigurate eficient, utilizate eficient. Dar cred că aceasta este deja problema altor organe. Ne convingem din nou că Republica Moldova are nevoie de acțiuni concrete în acest domeniu. La nivel de Parlament, încă în luna iulie a fost creată o comisie parlamentară specială pentru elaborarea Planului Național de Irigare. Însă, până în prezent, singurul lucru pe care l-a făcut Comisia a fost să schimbe denumirea, din plan în strategie. Și aceasta în condițiile când țara arde la propriu. Agricultorii sunt disperați, iar agricultura degradează tot mai mult. De aceea, fiind o fracțiune responsabilă, fracțiunea parlamentară a Partidului Politic Șor, dar și eu, ca membru acestei comisii, care, cu părere de rău, nu am fost invitată nici la o ședință acestei comisii, propun în regim de urgență convocarea comisiei speciale pentru a veni cu soluții în acest domeniu. Anume în această situație, când bugetul statului nu acoperă respectivele necesități, țara noastră trebuie să asigure contractarea creditelor pentru a implementa proiecte de irigare, proiecte concrete și pentru a sprijini agricultorii. Considerăm că statul este obligat în aceste condiții să acorde agricultorilor credite pe termen lung, pe termen de 15-20 de ani, cu 0%, asumându-și responsabilitatea să achite procentele către creditor. Aceste credite sau aceste acțiuni pot fi din diferite surse, fie europene sau fie din Federația Rusă. Îndemn toți colegii deputați să lasă la o parte interesele politice și economice, interesele personale sau de grup. Eu cred că această problemă nu mai suportă amânare și nu mai suportă tergiversare, deoarece consecințele
pot fi extrem de grave. Consecințele pot fi irreversibile, cu părere de rău. De aceea și am venit astăzi cu un demers special care îl înaintez doamnei președinte a Parlamentului și președintelui Comisiei Speciale de a ne întruni cât mai urgent în Comisia Specială pentru a veni cu soluții clare, deoarece agricultorii și întreaga țară așteaptă de la noi, de la parlamentar, soluții concrete. Vă mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă!